Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit. Astăzi am revenit cu etalarea dragostei pentru perioada 1-15 martie 2021. Etalare pentru zodia Rac, ascendent lună în zodia Rac. Vom face crucea adevărului. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Și acum haideți să vedem cum veți sta cu dragostea în perioada următoare. Și vom începe cu situația actuală, prezentul, unde avem un nou de cupe. Unii dintre dumneavoastră aveți foarte multă mulțumire sufletească. Sunteți împliniți. Ia uitați ce frumos. Se repetă nouăle de cupe. Dragoste, împlinire. Sau unii dintre dumneavoastră vă doriți acest lucru. Să vă îndrăgostiți, să vă simțiți iubiți, înțeleși. Să aveți parte de o căsnicie, poate, să aveți parte de o dragoste matură să vă mutați cu persoana iubită în aceeași casă, să vă întemeiați o familie, poate une dintre dumneavoastră. Văd lucruri care vă încântă foarte tare. În perioada următoare, persoana iubită o să vă arate foarte mult devotament, foarte multă sinceritate, va fi mult mai deschis sau mai deschisă față de dumneavoastră. Văd semne de apă, rac, scorpion, pești, semne de foc, berbec, leu, săgetător. Aici puteți primi niște informații foarte prețioase de la un prieten, de la o prietenă vis-a-vis -vis de dragostea dumneavoastră. În cazul în care sunteți singuri, vă puteți îndrăgosti până pe data de 10 martie, poate fi și mai încolo, dar e mult accent, o dragoste foarte mare în perioada aceasta până pe 10 martie. Alții dintre dumneavoastră veți avea parte de mulțumire, supletească exact cum v-am spus, satisfacție, confort din punct de vedere sentimental. Și după cum puteți observa, o să aveți lucrurile acestea la pătrat. Sunteți, sunteți mândri de realizările dumneavoastră și poate unii dintre dumneavoastră o să vă lăudați cu el. Sunteți foarte optimiști. Și nu știu, parcă există foarte multă pasiune în ceea ce vă preocupă când vine vorba de dragoste. Nu este un lucru rău pentru că așa veți reuși să faceți foarte multe lucruri din punct de vedere sentimental, dar uh, sunteți foarte îndrăgostiți, asta clar. Deci sunteți foarte îndrăgostiți. Și nu poate dărma nimeni această fericire pe care o aveți. Poate pot fi niște vești foarte bune, poate vi se va declara dragostea, poate veți, schimb, veți vedea o schimbare în partenerul sau în partenera dumneavoastră. Sau exact cum v-am spus, veți primi niște informații, niște detalii din partea unei persoane vis-a-vis -vis de, vis -vis de relația dumneavoastră sau de persoana pe care o iubiți dumneavoastră. Haideți să vedem ce vă doriți, ce sperați sau de ce vă este teamă. Și aici avem un 6 de monede. Vorbim de echilibru, de stabilitate, eforturi pe care le depuneți în această dragoste. Nu, sperați poate să vă întemeiați o familie sau să trăiți o dragoste nemai întâlnită. Aici, în cred că vorbim și de anumite relații de trio și vă doriți foarte mult ca persoana să vă aleagă pe dumneavoastră. Vorbim și de un împrumut sau de niște bani sau de niște acte să vă mutați împreună cu persoana iubită, să cumpărați împreună o casă, să vă formați o familie, poate... Se va mări familie la unei dintre dumneavoastră, n-aș exclude nici varianta aceasta, sunteți foarte susținuți din punct de vedere sentimental în următoarele două săptămâni. Uh, veți afișa dragostea aceasta poate pe o rețea de socializare nu aș exclude dar uh, cel mai mult și cel mai mult vă doriți stabilitate, sinceritate siguranță uh, și dragoste în abundență de ce să vă ajutați sau de ce ar trebui să vă folosiți lucrurile pozitive care vor fi în viața dumneavoastră aici aveți un, un patru de cupe pune mult accent pe așteptările pe care le aveți față de persoana iubită. Văd și semne de pământ, taur, fecioară, capricorn și semne de apă, actor pe un pești. Răbdare. Deci în primul și în primul rând vă trebuie răbdare dacă vreți să aveți realizări foarte mari într-o anumită relație de dragoste. Cu cât veți încerca să grăbiți lucrurile, cu cât nu se va întâmpla nimic, nu se va mișca nimic, și chiar veți avea parte de o stagnare în anumite evenimente sau în anumite relații. Aici, unii dintre dumneavoastră vă veți afla la o răscruce de drumuri. Fie să acceptați o relație, un parteneriat, fie să vă hotărâți în legătură cu relația în care sunteți dumneavoastră, vreți să o continuați, nu mai vreți să o continuați, este o decizie destul de dificilă, destul de delicată, pentru că vă pune așa. De gânduri, dar vorbim și de multe sentimente plăcute. Se pare că unii dintre dumneavoastră în ultimul timp ați trecut prin niște dezamăgiri e, și de aceea aici apare nevoia aceasta de a vă decide ce aveți de gând să faceți, să continuați, să nu continuați, să vă împăcați cu cineva, să nu vă împăcați, să mai așteptați schimbări din partea cuiva sau să lăsați totul la voia întâmplării. Trebuie să mai aveți puțină răbdare pentru că lucrurile se vor așeza în viața dumneavoastră și chiar se poate lega ceva frumos. Chiar dacă asta ar însemna să simțiți că ați mai trecut prin situațiile acestea sau că da, se repetă în viața dumneavoastră. Ce provocări vă așteaptă? Avem îndrăgostiții. Posibil semnul zodiacal gemen, da? Să aveți legătură cu semnul zodiacal gemen sau cu semne de apărat scorpion pești. E vorba tot așa de o alegere în dragoste. E posibil că, pe lângă alegerea aceasta, oricum e vorba de o alegere în dragoste, unii dintre dumneavoastră chiar aveți opțiuni sau ezitați să luați o decizie când vine vorba de dragoste sau brusc vă gândiți sau brusc schimbați direcția, nu mai vreți acest lucru, vreți altceva sau poate fi persoana iubită cea care are schimbările acestea. Și de aici nevoie, de aici provocarea, trebuie să decideți dar dumneavoastră aveți conexiune de suflet pereche cu cineva și sunteți foarte admirați chiar dacă nu vi se recunoaște acest lucru, persoana iubită vă, vă admiră foarte mult vă respectă, vă iubește deși de foarte multe ori nu vă arată acest lucru oricum ar fi trebuie să luați o decizie. Vor urma și niște evenimente foarte plăcute în viața dumneavoastră. Poate veți avea parte de anumite surprize și cu cât veți evita, cu cât veți ezita, cu cât veți amâna momentul de a lua o decizie, oricum ar fi o veți lua și o veți lua brusc. Nu știu exact care este situația aici. Poate fi o relație de trio, poate fi nemulțumiri în cuplu, Poate fi în legătură cu faptul că sunteți singuri și vă doriți dragoste în viața dumneavoastră, o relație de viitor sau chiar să vă cunoașteți sufletul pereche. Dar aici este o situație foarte delicată, care cere un echilibru, care cere o decizie să alegeți ceva, să vă alegeți calea. Aveți și în situațiile acestea de care vă puteți folosi, aveți și în dorințe speranțe, dacă aveți șasele de monede care cere un pic, cere echilibru, cere analiză sau să se facă un echilibru în anumite relații, în anumite discuții, în anumite situații, dar și pe partea provocărilor, că chiar aveți două coase, vine cu o decizie bruscă. Dacă nu vă decideți sau nu știu, poate apărea altcineva care să vă zdrunce nefericirea sau o persoană iubită să hotărească să se separe de dumneavoastră. Nu știu exact în ce constă aceste lucruri. Vă dați seama, este o etalare generală. Nu pot să văd exact lucrul acesta. Dumneavoastră știți mai bine în ce situație vă aflați. Poate fi și o relație de trio în care se pune presiune, dar să aleagă persoana respectivă cu care vrea să rămână, cu dumneavoastră sau cu cealaltă persoană. Sau poate fi vorba despre atitudine. Dacă nu se schimbă persoana respectivă, ne-o părăsiți sau îl părăsiți. Se pun niște condiții, de aceea se cere o decizie. Iar deznodământul da ceea ce va fi, până la sfârșitul intervalului, avem un 8 de spade un blocaj, o stagnare, pentru că avem și spânzuratul. Bateți pasul pe loc sau pur și simplu stați și așteptați, nu se întâmplă nimic special. În schimb, în sufletul dumneavoastră există o dragoste foarte mare. Ori rupeți legătura cu persoana iubită până în momentul în care se va decide ce are de gând să facă, dar dumneavoastră știți că această persoană vă este destinată, că vă este suflet pereche. Și veți aștepta, veți aștepta până când se va hotără. Chiar dacă ajungeți într-un punct în care pur și simplu nu vă mai doriți să faceți nimic, lăsați totul la voi întâmplării sau cum o vrea Dumnezeu, veți avea parte de o bucurie foarte mare într-o zi de sărbătoare, uh, ori acea persoană vă va căuta, uh, ori dumneavoastră veți prinde curaj să faceți ceva dar veți trăi o dragoste foarte mare, o dragoste din destin, într-adevăr, cu multe sacrificii în spate, da? cu multe lucruri grele, dumneavoastră le depășiți pe toate și vă bucurați din plin. Dar veți avea, veți întâmpina o mică stagnare, o mică pauză, nu veți comunica, nu veți ști unul de celălalt și mai apoi vă veți da seama de dragostea aceasta mare pe care vă o purtați. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!